Cred că cu toții împreună în această dimineață putem să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Să fie Domn. Amin. Mă bucur să putem să fim în casa Domnului în această dimineață, într-o duminică mai specială pentru Biserica Pentecostală din localitatea Boșa, o duminică în care, prin Harul lui Dumnezeu, împreună cu frații, cu surorile din biserică, avem invitați pentru o duminică în care dorim să se vestească Cuvântul lui Dumnezeu, o duminică în care, prin Harul Domnului, împreună cu noi, cu biserica, împreună cu cei care ați fost invitați în această dimineață să veniți împreună cu noi în casa lui Dumnezeu. Mă bucur să vă anunț încă de la început că, dincolo de Harul pe care îl avem să stăm în prezența lui Dumnezeu în locul acesta, la slujire, în această dimineață, așa cum probabil ați observat, se află un grup de frați din Lespedea și cu plac cu câțiva frați din Lespedea, le spunem un bun venit în biserica din Borșa, Domnul să-i binecuvânteze, care vor sluji prin cântare în această dimineață. De asemenea, împreună cu noi, pentru slujire în cuvânt, în Evanghelie, se află fratele pastor Todoran Grigore, Domnul să-l binecuvânteze. Am înțeles că e pentru prima dată în localitatea Borșa și lui spunem un bun venit, Dumnezeu să-l binecuvânteze, să lungă în slujire. Amin. Am vrea să începem lucrarea din această dimineață ridicându-ne în picioare și am dorit ca unul dintre frații de la Lespedea, de la Lepedea, care e demnat pentru aceasta, să facă o rugăciune care să cerem ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce se va face în locul acesta. Amin. Am vrea să fac unul frații de la Borșa, de la Gata, pentru aceste cântări. Aș dori să invit în față pe fratele Lunel de la Lepedea, de asemenea și pe fratele prezbite, toate Danci, vor veni în față și în continuare ne vor îndemna pentru rugăciune. Domnul să-i binecuvânteze la această rugăciune. Thank you.
Acceptăm sau nu, fie că oamenii acceptă sau nu, va exista
pentru mulți oameni un prea târziu, pentru că au crezut că au timp suficient. Și zic, Domnul să ne binecuvinteze, să ne apropiem de El, câtă vreme se zice astăzi, nu există niciodată un mâine pentru Dumnezeu. Niciodată. Și întotdeauna, dragii mei, mâine va fi înșelăciunea diavolului. Dați-mi voie să spun adevărul. Va fi înșelăciunea celui rău în viața noastră de a-L amâna pe Dumnezeu și invitația Lui. Așa cum, bună oară, Dumnezeu amenințase poporul din Egipt, poporul Egiptului, cu urgia a doua, dacă nu mă înșel, și anume broaște în toată țara. Și s-a întâmplat lucrul acesta și s-au scârbit deja egiptenii de broaște. Și faraon a zis, aduceți-mi pe Moise și Aron. Nu mai suportăm să îndepărteze Dumnezeu urgia aceasta de pe țara Egiptului. Și Moise cu Aron se uită la faraon, dar într-adevăr nu-ți prea convine cu broaște. Spune-mi, pregătește-mi, hotărăște-mi un timp când să mă duc la Dumnezeu, să mergem înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem să îndepărteze urgia aceasta de pe țara Egiptului. Ce răspunde faraon? Mâine. Era în decizia lui puterea de a îndepărta dintr-o dată urgia lui Dumnezeu de pe țara Egiptului. Și zice, mâine. Încă o zi cu broaște în casă, încă o zi cu broaște în palat. Și așa face și omul, dragii mei. Așa facem și noi de multe ori când Satan ne înșeală. Mâine pentru Dumnezeu. Încă o zi cu păcat, încă o zi în mizerile noastre, încă o zi în ideile noastre, în concepțiile noastre și pentru Dumnezeu amânăm. Zic, Domnul să se îndure de noi să nu facem lucrul acesta. Că s-ar putea să fie prea târziu. Vă spun o întâmplare după care vom merge pe genunchi și ne vom ruga Domnului. Am citit întâmplarea aceasta și este emoționantă într-o anumită măsură. La un moment dat, un bărbat, într-o țară străină, la noi încă nu permite legea ca bărbații să asiste soțiile lor la naștere. Un bărbat își asista soția la naștere. Și la un moment dat, dragii mei, a observat că medicii în jurul lui se agită și și-a dat seama că este o problemă cu soția lui. În timpul nașterii s-a produs o ruptură uterină și a pornit o hemoragie. Și sunt foarte, foarte periculoase hemoragiile, datorită faptului că nu se poate interveni în timp util pentru a opri sângele, pentru a opri scurgerea de sânge. Și de cele mai multe ori se sfârșește tragic prin moartea mamei. E, dragii mei, omul acesta a văzut că medicii se agită, încearcă să facă ceva. Și agitația era din ce în ce mai mare, într-un timp foarte scurt. Și medicul a zis la un moment dat asistentelor, scoateți-l pe om afară, scoateți-l pe bărbatul acesta afară. Cu alte cuvinte, să nu-și vadă soția când moare. Și omul acesta era un om care, de altfel, era creștin. Era și el scris într-un registru, într-o biserică. Însă, dragii mei, ieșind pe holul spitalului, în agonie, în frică, în temere, omul acesta a început să-și facă o retrospectivă a vieții, să vadă cât de mult s-a apropiat de Dumnezeu. A început să aibă remușcări, a început să se învinovățească, spunând, din cauza că nu m-am apropiat de Dumnezeu, din cauza că n-am mers la adunare, din cauza că am avut pasiuni care m-au depărtat de Dumnezeu. De asta Dumnezeu îmi vede lucrul ăsta peste mine. Și era copleșit, era de-a dreptul zdruncinat. Plângea și nu mai ține acum că oamenii îl văd că plânge. E, dragii mei, la un moment dat vede că vine spre el o asistentă și zicea el în mintea lui, cu siguranță, vine să-mi spună că soția mea a murit. Însă, dragii mei, bineînțeles, obosită, cu o față destul de speriată, asistenta s-a apropiat de el și a spus, punându-i mâna pe umăr, Domnule, soția dumneavoastră trăiește. În ultimul moment, imediat după ce a ieșit din sala de naștere, medicul a reușit cu o pensă să prindă vasul principal și hemoragia s-a oprit. Și atunci s-a înviorat și a zis, cât de bun e Dumnezeu. A început din acel moment și a luat hotărârea aceasta să meargă în fiecare dată la biserică când va fi servicii în casa lui Dumnezeu. Și a zis, dacă mă vedeți venind de fiecare dată la biserică și nu mă veți întreba nimic, să știți
că de acum înainte un fiu risipitor a luat hotărârea să vină acasă. Să vă bucurați de încă un frate care s-a întors acasă. Pentru că, dragii mei, zic, Domnul să ne binecuvinteze, să ne așteptăm la Dumnezeu să îngăduie lucruri grave în viața noastră, când să ne trezim, să ne venim în fire, să ne dăm seama că sufletul nostru e mai important decât realizările noastre pământești. Și zic, Domnul să ne binecuvinteze, să ne apropiem de El câtă vreme se zice astăzi. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Mergem pe genunchi și ne rugăm. Thank you.
și așa de minunat. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi tăiemână în urmă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Am ascultat ce vor fi fratele așa de bine ca și surori. Așa cum zice cuvântul Domnului, nici unul dintre voi să nu se pomenească, veniți prea târziu, că și la oameni s-au adus o veste bună ca și la ei, dar la ei cuvântul Domnului nu ne-a folosit la nimică, pentru că nu au găsit credință, frași și surori. Dacă la noi găsă Dumnezeu credință, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apostolul Petru ne dă unele lemnuri așa de scumpe și așa de minunate și arată cum trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Că nu oricum te poți apropia de Dumnezeu, zice aici cuvântul Domnului așa, apropieți-vă de El. Piatra vie, Dumnezeu să ne binecuvânteze, piatra vie și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos și mai ales, frați și surori, înainte să aduceți jertfe animale, dar Dumnezeu ne cere pe noi înșine și zice Apostolul Petru, Pavel, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și zice un cuvânt așa de scump, să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, ce bună, plăcută și desăvârșită, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așa trebuie să ne apropie, nu oricum, frate și soră, nu oricum te poți apropia de Dumnezeu, că m-am gândit așa cum vorbi fratele, și ei au vrut să se apropie, dar nu au putut să se apropie, că nu au găsit credință. Și fiindcă la noi Dumnezeu a găsit credință, noi am intrat în aceea stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavii lui Dumnezeu, am intrat în odihna Lui. Adică Dumnezeu a vrut să-i ducă pe Israel la odihna trupului, dar pe noi Dumnezeu vrea să ne ducă la odihna sufletului, că cine a intrat în odihna Lui se odihnește și El de toate lucrurile, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și m-am gândit, frați și surori, că arată cuvântul Domnului că cine păcătuiesc, vadă-mă sufletul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă vrei să nu-ți vadă în sufletul tău, ca sufletul tău să tânjească în vremea aceasta, și cum zice cuvântul Domnului, astăzi dacă auzi glasul, dar apropie-te de El, așa după cuvântul Domnului, nu oricum, Domnul să ne binecuvinteze și să ne întărească. Aș vrea ca în rugăciunea aceasta, frați și surori, avem copii, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu știu cât de mult iubesc pe Domnul, dar am vrea să facem o rugăciune cu privire la familiile noastre, cu privire la copii. E doar inima, frate și soră. Dacă vezi că copiii n-ascultă, că acum așa și de noi nu trebuie să asculte, dar rugăm pe Domnul Iisus, că știi cum a zis Domnul, voi întoarce inima copiilor către părinților, măriți să fie Domnul, să facă Domnul în vremea aceasta să întoarcă inima copiilor noștri către inima părinților, da, știi cum, părinții care slujesc Domnului, că sunt părinți care, așa cum spunea fratele, e omul acela, a umblat cum a vrut, a făcut ce a vrut, dar când a ajuns la năcaz, s-a îndreptat către Domnul, măriți să fie Domnul. Noi să-L slujim pe Dumnezeu, că Domnul Iisus o zis un cuvânt așa de scump, dacă mă iubiți, frate și soră, dacă aș întreba pe oricare din locul acesta, nu iubești pe Domnul, eu cred că nici unul n-ar zice că nu-L iubie. Dacă mă iubiți, o zis Domnul Iisus, veți păzi poruncile mele, mări să fie Domnul. Asta e iubirea de Dumnezeu, să păzești poruncile lui Dumnezeu. Și-a pe Domnul Iisus la rândul zis, și eu voi ruga pe Tatăl meu, mări să fie Domnul, de câte ori ai fost întristat, de câte ori ai fost amărit,
De câte ori ai trecut până ca și până încercare, dar Dumnezeu a zis, iată-mă, mărit să fie Domnul, nu te-a lăsat Domnul și nu te lasă Domnul, frate și soră. Dumnezeu nu părăsea pe nimeni înainte ca omul să părăsească pe Dumnezeu. De aceea zice cuvântul Domnului, apropieți-vă de El piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvintează și să ne întărească. Citesc cu ajutorul Domnului, cred că ar fi bine să ne ridicăm pe picioare. Citesc din cuvântul Domnului din Psalmul. Din Psalmul 90, zice cuvântul Domnului aici, omul lui Dumnezeu recunoaște și zice așa, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam, înainte ca să fii născut munții, frate și soră, înainte ca să fi făcut Dumnezeu toată manopera asta pe care vedem cu ochii noștri, așa cum zice cuvântul Domnului, că nimeni nu se poate dezvinovăți când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Te minunezi, frate și soră, te minunezi. Nimeni nu se poate dezvinovăți și aici recunoaște omul lui Dumnezeu că El a fost înainte ca să fie născut munții și înainte ca să fie pământul și lumea. Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Amin. Poți să zici amin. Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Și apoi zice un cuvânt așa de scump și zice așa, Tu zici oamenilor, întoarce-ți fii fii oamenilor în țărină. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mulțumim Domnului că ne-a păstrat cu viață și în ziua de astăzi am avut ocazia să venim în locul acesta să ne închinăm lui Dumnezeu, dar trebuie să aducem, frate și soră, trupurile noastre ca o jertfă vie, plăcută lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze și așa cum zice cuvântul Domnului, să nu vă potriviți chipul veacului acesta, asta trece, Domnul, să ne binecuvintează. Merim înaintea Domnului și vrem să facem o rugăciune cu privire la familiile noastre, cu privire, știu că de multe ori vă interesează numai cu privire la voi și eu de multe ori mă rog cu privire la mine, dar duc înaintea Domnului și copiii pe care mi-o dat Dumnezeu, că aș vrea să fiu nedespărțit de ei. Aș vrea ca când îmi ajunge acolo, în casa Domnului, unde se vor sfârși toate necazurile, toate întristările, toate încercările, să putem zice, aici-s, Doamne, eu și copiii pe care mi-ai dat Dumnezeu să ne binecuvintează. Merim înaintea Domnului și așa cum am zis, ne rugăm Domnului. Yeah.
mai avem o părtășie în rugăciune. Înainte de a ne ruga, o să citesc un cuvânt, rămânem așezați, să am câteva gânduri pentru această a treia rugăciune. O să citesc din Matei, capitolul 8, de la versetul 23. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat, strigând, Doamne, scapă-ne, că pierim. Dar el i-a zis, de ce vă este frică? Puțin credincioșilor. Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vântul și marea? Amin. Am citit acest pasaj pentru că am avut și am dorința aceasta să ne rugăm și să vă îndemn să venim înaintea lui Dumnezeu și în mod deosebit să aducem înaintea Domnului problemele noastre personale, greutățile, necazurile, neîmplinirile, bolile pe care le avem pe pământul acesta. Am citit pasajul acesta pentru că el îmi spune că Iisus Hristos este singurul care poate să lucreze, poate să binecuvânteze și să facă ca orice vânt care lovește în viața noastră să fie îndepărtat, slăvit să fie Domnul. Pasajul acesta mă arată că nimic nu-i prea greu pentru Iisus atunci când noi suntem gata să chemăm numele Lui și să-L primim pe El. Mărit să fie Domnul. Amin. Am citit acest pasaj și el ne vorbește despre ucenici care spune Scriptura că l-au văzut pe Iisus că se duce într-o corabie și foarte frumos pasajul acesta spune că ucenicii Lui au mers după El. Eu cred că și noi ziua de astăzi suntem aici și vrem să-L urmăm pe Hristos. Eu cred că mulți dintre noi nu ne-am hotărât acum, ci suntem aici pentru că am ales de mult să-L urmăm pe El, mărit să fie Domnul. Suntem aici și probabil că chiar dacă am ales să-L urmăm pe Iisus, s-ar putea ca de multe ori, în ciuda faptului că noi-L urmăm pe El, să nu fim scutiți de greutăți, să nu fim scutiți de necazuri, să nu fim scutiți de vânturi și de boli. Probabil că mulți am crezut la început că a fi cu Hristos înseamnă a nu avea parte de niciun necaz, a fi păzit de orice primejdie, să nu ți se întâmple nimic, să meargă toate lucrurile bine. Aia am crezut noi. Probabil că mulți îl caută pe Hristos numai din dorința aceasta, să nu pățească nimic, să nu se întâmple nimic rău aici pe pământ. Mă gândesc la cuvintele lui Pavel care spune pe de altă parte că dacă ne-am pus în crederea în Hristos doar pentru lumea aceasta, doar pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Pentru că, în primul și în primul rând, trebuie să știm că Iisus Hristos n-a venit să ne dea avere. N-a venit să ne păzească neapărat și să nu ne mai îmbolnăvim. N-a venit în lumea aceasta să ne facă parte doar de fericire, ci a venit în lumea aceasta, în primul și în primul rând, interesat de mântuirea sufletelor noastre, slăvit să fie Domnul. A venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. A venit aici ca să ierte păcatele, să ne împace cu Dumnezeu. Și dincolo de viața aceasta, să putem să moștenim împărăția, slăvit să fie Domnul. Până la momentul acela, până când vom ajunge împreună cu El, însă aici pe pământ, e nevoie de foarte multe ori, chiar dacă noi îl urmăm pe Hristos, chiar dacă suntem cu Hristos în barcă, e nevoie de foarte multe ori ca vânturile să bată. E nevoie ca necazul să apară în viața noastră. Și o să spuneți, de ce? Mă uit în pasajul acesta și vreau să vă spun că atunci când vânturile și necazurile bat în viața noastră, de fapt atunci putem cu adevărat să ne cercetăm și să ne vedem stare. Nu că Dumnezeu n-ar ști. Nu e nevoie pentru Dumnezeu. Poate că e nevoie pentru noi. Atâta timp cât lucrurile merg bine, probabil avem o părere bună despre noi. Probabil venim în casa lui Dumnezeu sau probabil în rugăciunile noastre suntem precum acel fariseu care a venit la templu și pentru că îi se părea că este în regulă, că toate lucrurile sunt bune, a venit și a spus, Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc, uite câte lucruri fac eu, uite cât de mult postesc eu, uite cât de mult mă rog eu, uite câte lucruri bune fac. Îți mulțumesc, spunea el, că nu-s ca păcătosul ăsta. Era un om care disprețuia pe ceilalți, era un om care s-a înălțat, era un om care credea că este ceva. Atunci când vântul bate, să știți că probabil este modul în care Dumnezeu te aduce acolo unde trebuie să fii. Într-un loc smerit, într-un mod smerit.
Oamenii aceștia, ucenicii, au venit la Domnul Iisus Hristos și uitați-vă, spune că s-au rugat și au zis așa, Doamne, scapă-ne că pierim. În momentul în care ei au înțeles că oricât ar fi de puternici, oricât de buni marinari ar fi, oricât de bine ar fi ei să conducă vasul în care se află, totuși ei nu sunt nimica. Doamne, scapă-ne că pierim. Poate că asta vrea Dumnezeu de multe ori, dragii mei. Atunci când vin necazuri, atunci când vine boală, atunci când avem parte de suferință. Probabil că e modul în care Dumnezeu vrea să ne facă să înțelegem. Nu suntem noi atât de mari precum ne crede. Nu suntem noi atât de sfinți precum ne crede. Și ar trebui să facem ceea ce Vameșul a făcut. Să plecăm capetele jos și să spunem, Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi că suntem slabi, ai milă de noi că suntem păcătoși. Probabil că cel mai bine ascultă Dumnezeu rugăciunile, nu atunci când ne înălțăm noi și credem noi că suntem ceva, ci probabil cel mai bine ascultă Dumnezeu și privește spre rugăciunile noastre. Atunci când noi ne vedem adevărata stare, Doamne, scapă-ne că pierim. Ce înseamnă asta? Că fără Hristos nu putem să facem nimic. Că lipsiți de El, nu vom avea biruință. De-abia când ajunge acolo, vei vedea mâna lui Dumnezeu. Cât timp noi credem că mai putem să facem ceva, s-ar putea ca Dumnezeu să ne lasă să facem. Vrei, Marcel, să faci că ești tare? Fă. Și de foarte multe ori noi facem și credem că suntem ceva și credem că prin forțele noastre și prin puterile noastre putem să facem ceva. Dar Dumnezeu, în necaz, în suferință, nu vrea altceva decât să ne smerească. Să înțelegem că fără de El nu putem să facem nimic, slăvit să fie Domnul. Amin. Și în al doilea lucru, dragii mei, de ce Dumnezeu ne îngăduie în suferință? De ce trebuie să bată vânturile? De ce trebuie să fie suferință pentru cei ce urmează pe Hristos? Un alt gând pe care observ în Scriptură, dragii mei, cu cât a fost furtuna mai mare, cu atât a fost biruința mai mare, slăvit să fie Domnul. Probabil că Dumnezeu se proslăvește mai bine în suferințele noastre. Și de fapt, de-abia atunci când noi coborâm jos de tot, se vede slava lui Dumnezeu atunci când El ne ridică, mărit să fie numele Domnului. Trebuie de foarte multe ori ca noi să coborâm, pentru ca slava lui Dumnezeu să se vadă, mărit să fie Domnul. Știți că Domnul Iisus Hristos a vindecat și Sfânta Scriptură vorbește despre o vindecare a unui orb din naștere. Au venit ucenicii atunci când l-au văzut și l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos cine a păcătuit. A păcătuit omul acesta sau au păcătuit părinții lui? Și Domnul Iisus Hristos vine în cazul acela și spune n-a păcătuit nici el, n-au păcătuit nici părinții lui, ci s-a născut așa cu un scop. Și care era scopul acela? Să se vadă slava lui Dumnezeu. Probabil că pentru ca slava lui Dumnezeu să se vadă, e nevoie ca eu să sufăr. E nevoie ca eu să trec prin necaz. E nevoie ca eu să ajung până la momentul în care eu și cei din jurul meu să spună nu se mai poate face nimic. Pentru că atunci să intervină Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Pentru că în slăbiciunea noastră să se arate mare Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Sunt sigur că mulți din cei ce sunteți aici aveți probleme. Probabil vânturi grele, necazuri, suferințe în trup și în suflet. Aș vrea ca cu credință, recunoscând că Dumnezeu e singurul care poate să ne dea salvare, să cerem ajutorul, mărit să fie Domnul. Să facem o rugăciune a credinței, o rugăciune care poate să facă ca izbăvirea să vină, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă rugați toți, să nu ne ascultăm unii pe alții, ci fiecare în dreptul lui, la problemele pe care le are, la suferințele pe care le are. Haideți să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Fiecare în dreptul lui. Și să spunem, Doamne, scapă-ne că pierim. Doamne, dacă Tu nu intervii, noi nu putem face nimic. Cu astfel de atitudine aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu. Și eu cred că acolo unde ești, în slăbiciune, în neputință, în suferință, în necaz, de acolo Dumnezeu poate să te ridice slăvit să fie Domnul. Și o va face arătându-ți slava, mărit să fie numele Domnului. În felul acesta, haideți să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm Domnului Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Așa cum stăm ridicați în picioare, am vrea să facem o rugăciune de mulțumire. Aș dori ca fratele Gavrilă, conducătorul Bisericii din Borșa, să facă această rugăciune de încheiere, de mulțumire. După ce se încheie această rugăciune, vreau cu toți împreună să rostim rugăciunea Tatălui nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și
slava în veci. Amin. Frații de la vostra gară vor lua pe Domnul cu o cântare. În timpul acestei cântări o să facem și colecta duminicală. Tot în această perioadă, dacă este cineva care vrea să laude pe Dumnezeu cu o cântare, cu o poezie, îi rugăm să ne aducă la cunoștință și în limita timpului îi vom programa. Amin. Yeah.
Alege
Tu ai venit, ești un Dumnezeu și aude, ești Tăinul cel bun. Tu strigi la El și nu-ți răspunde, tu strigi la El și nu-ți răspunde, ești Tu și slavă locuie. Thank you.
aibăm adeseori când anii noștri trec. De ce atât de călători în taină ne petrec? Dar nu contează cât de mulți în urmă am lăsat. Contează azi ca să trăim frumos cu adevărat. Dar nu contează cât de mulți în urmă am lăsat. Contează azi ca să trăim frumos cu adevărat. Întrebăm de ce ades în viață suferim, de ce atâtea încercări în calea noastră vin. Dar nu contează cât de mult am plâns în rugăciuni, contează doar să devenim zi de zi mai bun. Se nasc în noi mulțim de întrebări și atâtea gânduri vin și voi ce ne aduc dureri. Dar nu contează că răspuns la toate n-am primit. Tot ce contează e să fim cu Domnul la sfârșit. Despre
Yeah.
Se mai poate, aliază frate cu cor.
Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Tot aceea care am considerat că este important să fim aici, toți aceia care am luat această decizie, această hotărâre, să fim la părtășie, Bunul Dumnezeu să ne cerceteze pe toți. Vă invit să ascultăm un cuvânt din Scriptură, din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, și vom citi de la versetul 24. Pagina Sfintele Scripturi, 1053. Toma, zis Geamă, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. Și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Vă rog să vă luați loc. Înainte de sărbătoarea aceasta a Învierii, pe care toți am prăsluit-o, am fost în Ucraina cu un grup de frați din Anglia, undeva la 150 de kilometri de graniță, sunt niște sate unde sunt niște români numiți valachi. Ei vorbesc o anume limbă românească din aceea mai veche. Bineînțeles, nu au vocabularul pe care noi îl avem. Însă, nici ei nu știu când au apărut acolo. Cine a venit prima dată? Bunicilor, străbunicilor. Sunt câteva localități cu astfel de locuitori unde noi am vizitat. Le-am dus niște pachete, le-am vestit cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când am trecut acolo la vamă, vamă și ne-au întrebat, ce-i cu voi, unde mergeți? Și am spus, noi mergem la evanghelizare, noi mergem în lucrare, în misiune. Și au văzut că avem și instrumente și au zis, dar n-ați vrea să ne cântați și o cântare? Ba da. Și am învățat o cântare în limba ucraineană și le-am cântat. La urmă, un frate, fratele Adi, i-a salutat în limba ucraineană și le-a spus, Hristos voscres, adică Hristos a înviat. La care unul dintre acei soldați de acolo ne-a privit și a zis, domnilor, încă nu acum, peste 2 săptămâni. Atunci, zice, a înviat Iisus. V-a spus acest exemplu pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt unii care cred, sunt alții care nu cred. Însă eu cred că toți care suntem aici, noi credem. Credem că Hristos a înviat. Amin. Slavă Lui! Amin. Când pot să spun că Hristos a înviat? Știți când? Atunci când cred. Hristos s-a adresat lui Toma și ne miră acest ucenic. Ne miră de fapt toți ucenicii. Că ei, deși Hristos le-a spus că va învia, ei n-au crezut. Deși ei au avut Scriptura, ei n-au înțeles-o. Și trebuie Iisus să-i spună, Toma, știi de ce crezi? Pentru că m-ai văzut. Dar ferice de aceia care n-au văzut și au crezut.
Marea majoritate dintre noi suntem aici oameni care n-am văzut, nu l-am văzut pe Iisus cu ochii aceștia de carne. L-am văzut prin credință. Și credem în El. Și ne încredem în El. Și îl urmăm pe El. Și Hristos spune ferice de aceia care n-au văzut și au crezut. Aș vrea să vorbesc în această dimineață despre acest lucru. Când putem să spunem Hristos a înviat? Atunci când noi credem. Credem în primul rând ce spune Scriptura. Că Dumnezeu de la început a făcut acest plan. Să trimită pe singurul Său Fiu în lumea noastră. Să moară, să stea 3 zile și 3 nopți în mormânt și mai apoi să învingă moartea și să fie viu în vecii vecilor. Asta spune Scriptura. Apostolul Pavel spune că Hristos a murit după Scripturi, că a fost îngropat și a treia zi a înviat. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament avem atâtea dovezi. Despre faptul că Dumnezeu ne-a lăsat scris despre acest lucru. Că Iisus va învia. Mai mult, noi, creștinii din secolul al XXI, avem mărturia ucenicilor, a apostolilor, a bisericii primare. Și apostolul Pavel spune că Hristos mai întâi s-a arătat ucenicilor. S-a arătat Mariei Magdalena, s-a arătat celor 2 spre drumul Emausului. S-a arătat apoi la cei 10, s-a arătat apoi la cei 11, care era și Toma pentru ei. S-a arătat apoi, spunea, la peste 500 de frați deodată. Avem un nor așa de mare de martor, de oameni care mărturisesc că Iisus este viu. Și Scriptura spune că pe mărturia a 2 sau a 3 martori se poate lua o decizie, se poate lua o hotărâre. Noi avem mai mult decât 2 sau 3. Noi avem sute, noi avem mii, noi avem milioane de oameni care mărturisesc că Iisus este viu. Pentru că l-au văzut, pentru că l-au simțit. Chiar dacă unii din zilele noastre nu cred, vreau să vă spun, va veni o zi când îl vor vedea. Va veni o zi când își vor da seama că au fost înșelați. Un credincios era în călătorie și călătorind de el a luat Scriptura și a început să citească. Cineva s-a apropiat de el și a spus: Domnule, nu te supăra. Înțeleg că ești creștin. Înțeleg că tu crezi în Dumnezeu. Și acel om a spus, da, așa este, eu cred în Dumnezeu. Îi zice, spune-mi cum se face că tu astăzi mai crezi în Dumnezeu. Când știința a avansat așa de mult, când noi avem atâtea posibilități, când se aud fel și fel de lucruri, chiar și în privința Scripturii a lui Dumnezeu și așa mai departe, când se aud atâtea teorii, cum ar fi teoria evoluționistă, că se spune omul a venit de nicăieri și merge spre nicăieri. Când oamenii spun noi suntem produsul întâmplării, a hazardului, când de fapt noi am apărut la întâmplare pe acest pământ, cum de tu mai crezi în Dumnezeu? Pe care acest creștin s-a uitat în dreptul celui care vorbea și a spus, Domnule, nu te supăra, dar zice, vreau să te întreb ceva. Dumneata, ce profesie ai? Ce faci? Ce lucrezi? Păi zice, eu sunt profesor de istorie. Și acest creștin i-a spus, păi nu te supăra, aș vrea să te întreb ceva, înainte să-ți răspund la întrebare. Spune-mi, te rog, dumneata, crezi că există o țară numită America? Și-a spus el, da, cum să nu cred. Păi da, ai fost vreodată în țara asta? Păi n-am fost niciodată. Profesor. Păi da, unde crezi că există? Dacă n-ai văzut-o, dacă n-ai fost? Păi zice, arată la televizor. Sunt atâția oameni care vorbesc că au fost în America și au venit din America. Cu siguranță că America există din moment ce atâția oameni spun că au fost acolo. Din moment ce eu am văzut anumite imagini de la
la televizor. Siguranță că există America. Și crezi? Da, absolut. Dar spunea acest creștin, vreau să te mai întreb ceva. Ca profesor de istorie, tu înveți pe copii foarte multe lucruri care s-au petrecut în urmă cu secole, chiar cu milenii, poate. Vreau să te întreb, crezi că au existat acei conducători despre care tu înveți pe copii? În istoria românilor, despre Mihai Viteazu, despre Mircea cel Bătrân, despre Iancu de Hunedoara și atâția alții. Și profesor a spus cu siguranță că eu cred. Că au existat, de aia învăț pe copii istorie. Dar te rog să-mi spui, de ce crezi tu că au existat oamenii aceștia? Deci noi avem dovezi. Avem dovezi istorice, avem dovezi arheologice, avem dovezi de toate felurile care atestă că acești oameni au existat și că au influențat istoria din timpul vieților. La care acest creștin a spus, Domnule, îți mulțumesc că mi-ai dat așa răspunsul. Exact același lucru vreau să spun și eu. Eu cred că există Dumnezeu. Eu cred în Iisus. Pentru că sunt atâția martori care l-au văzut, atâția martori al învierii Lui, atâția martori care s-au întâlnit cu Iisus. N-a fost o halucinație, n-a fost o închipuire, n-a fost ceva, eu știu, la unul și la doi numai, nu, ci l-au văzut însăși pe Iisus. Eu cred în Dumnezeu, pentru că sunt atâtea dovezi a oamenilor care s-au întâlnit cu Dumnezeu. Eu cred că există o împărăție a lui Dumnezeu, pentru că sunt atâția oameni care au văzut această împărăție și care au mărturisit. Și este scris aici în Scriptură despre această împărăție. Când putem noi să spunem Hristos a înviat? Atunci când noi credem. Credem în Scriptură. Credem ceea ce este scris aici. Și vedeți acest cuvânt, Biblia, care a fost scris cu atâtea mii de ani în urmă. Cartea Genesa, care a fost scrisă de către Moise, undeva înainte de 2000 de ani de Domnul Iisus Hristos. Iată că acest cuvânt are o vechime de aproape 4000 de ani. Și cu toate că vorbește despre lucrurile care au fost încă de la început, oamenii de știință ajung la concluzia și spun, da, Biblia are dreptate, tot ce e scris aici. Felul cum a creat Dumnezeu, pământul, cer, toate viețuitoare. Oamenii s-au silit de-a lungul secolului să contrazică cuvântul lui Dumnezeu, să spună că nu e așa. Însă astăzi, mai mult ca oricând, știința dă dreptate Scripturii. Și ne spune că e așa cum scrie în Biblie. Biblia, chiar dacă nu este o carte de știință, ea are foarte multă știință. Și au fost oameni care, au fost oameni de știință care s-au întors la Dumnezeu pentru că au cercetat universul acesta. Au văzut legile care sunt. Și au citit în Scriptură și au spus, da, este adevărată Scriptura. Biblia este adevărată. Tot ceea ce găsim scris pe paginile ei, despre civilizații pierdute, despre popoare dispărute, arheologia a venit cu dovezi și a spus, da, a existat Babilon, a existat Ninive, a existat acele popoare în Canaan, a existat tot ceea ce spune Sfânta Scriptură și sunt descoperiri care se descoperă iar și iar. Argumente, mii, zeci de mii de argumente care arată că Biblia este adevărată. Întrebarea cea mai mare care se pune în această dimineață, noi cât credem? Noi ce credem? În urmă cu 17 ani, am fost trimis la Bogdanovo. Acolo am stat 2 ani ca misionar și mai apoi încă 2 la eu. Și eu obișnuiam să merg prin sat, să vorbesc cu oamenii și să-i întreb dacă ei cred în Dumnezeu. Și mi-a spus, unii credeau în Dumnezeu, cei mai mulți credeau în Dumnezeu, mare majoritate. Însă eu continuam și spuneam, domnilor, da, bun, voi credeți în Dumnezeu, sunteți creștini, dar totuși ce ziceți? Va fi o înviere?
va fi o judecată, va fi o răsplată, există totuși viață veșnică, există împărăția lui Dumnezeu sau totul este aici? Și unii dintre oameni spuneau, Domnule, nu putem să știm ce este după moarte, că n-a venit nimeni de acolo. Cu toate că oamenii credeau în Dumnezeu, o credință declarativă, rațională, totuși ei nu credeau în ceea ce spune Dumnezeu, adică în cuvântul lui Dumnezeu. Că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit pentru orice lucrare bună. Oamenii se uitau în Scriptură și spuneau, nu știu dacă asta să mai credem sau nu. A fi înviere, a fi judecat, a fi răsplat, a fi rar. Și uitați-vă că și astăzi sunt foarte mult care stau pe gânduri. Oare a fi sau nu fi? Oare e totul aici sau mai urmează ceva? Să vreau să vă spun, noi nu suntem doar materie. Noi nu suntem doar trup. Noi suntem și suflet. Noi suntem și duh. Trupul se întoarce în țărână de unde a fost luat. Însă Duhul se întoarce la Dumnezeu. Noi suntem de neam din Dumnezeu. Așa spunea Apostolul Pavel în predica din Areopag, în Atena. Noi suntem creația lui Dumnezeu. Noi suntem făcuți după chipul și asemănarea Lui. Și atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, a suflat suflarea de viață peste el și omul a devenit astfel un suflet viu. Întrebarea se pune, noi credem? Cât? Dumnezeu a făcut așa mare minuni. Minuni care sunt scrise aici, minuni care sunt în viețile noastre. El a schimbat oameni. El a schimbat guverne. El a schimbat împărății. El a schimbat dictatori. Și cu toate acestea au fost oameni care au văzut minunile lui Dumnezeu și n-au crezut. Hristos, atunci când s-a întrupat și a venit și a trăit printre oameni, spune Scriptura că a făcut foarte multe minuni. A vindecat ori, șchiochi, surzi, leproși. A înviat chiar și din morți pe Lazar, pe fiul acelei văduve din Nain, pe fica lui Iair, a înviat el din morți. Și au putut să vadă lucrul acesta. Și ostașul, ceva s-a întâmplat acolo. Și cu toate acestea, atât ostașii cât și alții au spus o minciună. N-a înviat. Au venit ucenicii și l-au luat. Au fost oameni care au fost puși în fața faptelor, a realității. Și totuși n-au crezut. Să-l vezi pe Lazar, înviat, după 4 zile, cât a stat în mormânt și să nu crezi. Ne mirăm, nu? Cum se poate așa ceva? Un popor Israel care trece prin Marea Roșie, care se despică această mare, și trece prin marea aceasta și vede minunile și semnele lui Dumnezeu, vede stâlpul de foc pe timpul nopții și stâlpul de nor pe timpul zilei, vede protecția lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu și totuși, spune Scriptura, cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, fiindcă n-au crezut, fiindcă n-au găsit credință la ei. Oamenii încearcă și astăzi să interpreteze Scriptura după un fel sau altul. Se spune, oare cum s-ar fi petrecut? Cam așa, ca să poată să înțeleagă. Și cineva, citind acest episod cu trecerea Mării Roșii, a poporului Israel, n-a putut să nu facă ceva, să nu exprime uimirea. Și întotdeauna spunea, mare Dumnezeu, când găsea așa câte un cuvânt deosebit și îl înțelegea, mare Dumnezeu. Cineva, auzindu-l, o zice, dar ce s-a întâmplat de strige așa? Păi zice, uite ce scrie aici în Biblie, că Dumnezeu a despicat Marea Roșie și a trecut poporul Israel. O, zice ăsta, ateu, stai să spun eu cum e acolo, zice, că eu am cercetat. Acolo, zice, pe locul pe unde a trecut poporul evreu, zice, era numită Marea Trestiilor, că era apătare mică, zice, așa, cam până la genunchi. Și de asta au putut trece pe acolo, nu a fost chiar marea mare acolo, a fost mai micuță. La care omul nostru zicea, păi, mare Dumnezeu! Păi, zice, n-ai înțeles. Ce-i mare Dumnezeu în asta? Păi, mare Dumnezeu că a putut să nece oastea lui Faraon în așa apă mică?
Dragii mei, oamenii ar vrea ei să interpreteze, să schimbe, să înțeleagă cu mintea lor. Însă sunt minuni în fața căreia nu poți decât să exclami, Mare Dumnezeu! Sunt lucrări pe care Dumnezeu le face chiar și în vremurile noastre. Minuni! Oare noi le vedem? Oare noi le înțelegem? Sisteme care au fost date la o parte. Împărății care nu mai sunt. Care au spus, nu există Dumnezeu. Și au plecat ei. Și oamenii au rămas cu credință în Dumnezeu. Cât s-au silit, decenii, la rând, să scoată ideea aceasta din mintea omului, că nu-i Dumnezeu. Și până la urmă, ei au plecat și au putut să vadă că au ieșuat în învățătura lor. Faptul că astăzi există biserică, faptul că astăzi mai este Scriptură, asta arată și este un argument încă unul, că Dumnezeu există. Că Dumnezeu își apără poporul Său. Că Dumnezeu își apără cuvântul Său. Și scris că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece nici de cum. Cineva spune așa, dacă un cuvânt a ținut numai o zi, acel cuvânt a fost o minciună. Dacă un cuvânt a ținut 10 ani, în acel cuvânt a fost ceva adevăr. Dar dacă un cuvânt ține mai bine de 2000 de ani, teme-te de acest cuvânt. Pentru că acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu. Când pot să spun Hristos a înviat? Atunci când eu cred în ceea ce spune Scriptura. Cred chiar și atunci când nu văd. Pentru că vă bazez pe cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus. Și ceea ce spune Dumnezeu întotdeauna are dreptate. În al doilea rând, atunci când eu m-am întâlnit cu Iisus. Spune Scriptura că acest om, acest ucenic, după ce Iisus a fost răstignit și îngropat, el a trebuit să se întâlnească cu Iisus ca să creadă. El a trebuit să se întâlnească cu Iisus ca să înțeleagă. Și Iisus s-a descoperit ucenicilor și el n-a fost acolo și a pierdut ocazia. Și atunci când ucenicii au venit și i-au spus, am văzut pe Domnul, e viu. El a zis, eu nu cred, până nu-l văd, până nu mă întâlnesc cu el, până nu-l ating, până nu experimentez, eu nu pot să cred că Iisus este viu. Și peste o săptămână ei s-au adunat din nou și era și Toma. Și Iisus se descoperă. Iisus are o întâlnire personală cu Toma și spune, Toma, ia adus tu degetul. Și puneți în semnul cuielor. Ia privește și vezi că eu sunt. Și tot atunci crede. Crede în Iisus cel înviat. De ce? Pentru că Toma a avut o zi când s-a întâlnit cu Iisus în viața de viață. Noi am avut o astfel de zi ca să crezi în Iisus. Trebuie să te fii întâlnit cu El. Poate nu ne-am întâlnit așa, fizic, niciodată. Niciodată nu L-am văzut pe Iisus cu ochii aceștia. Însă trebuie să ne fii întâlnit cu Iisus din punct de vedere spiritual. Trebuie să fi avut o zi când să-L fi auzit, să-L fi văzut. În Sfânta Scriptură spune Apostolul Pavel că după ce s-a arătat Iisus și ucenicilor, și Mariei, și celor 500 frați deodată, apoi spunea el, ca unii stăpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai nesemnat dintre apostoli. Nu sunt vremi să port numele de apostol, fiindcă au primit biserica lui Dumnezeu. Dar Saul din Tars, el s-a întâlnit cu Iisus. Și de atunci a putut să spună, da, Iisus este viu. Iisus este Hristosul. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. De ce, Saule? Pentru că L-am văzut. Pentru că M-am întâlnit cu El. Pentru că L-am auzit pe Iisus. Nu poți să fii un creștin adevărat. Nu poți să fii un credincios adevărat dacă nu te-ai întâlnit cu Iisus. Dacă n-ai avut o zi când să te fii întâlnit cu El, cu Iisus, cu Dumnezeu. Iisus nu este doar un profet,
nu este doar un întemeitor de religii, nu este un rabin doar, El este Fiul lui Dumnezeu. Este Hristos. Asta se întâmplă atunci când noi ne întâlnim cu Iisus. Atunci când noi realizăm cine este El și cine suntem noi. S-ar putea să fie aici persoane care să fie credincioase în felul lor, religioase cu alte cuvinte. Și noi românii avem o vorbă și spunem de 2000 de ani suntem creștini. Însă Tertulian, un apologet al credinței creștine, zicea creștinii se fac, nu se nasc. Nu poți să te naști creștin. Noi ne naștem cu o fire pământească, că spune David, în păcat m-a zămislit mama mea și în fără de lege, dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea omului meu. Noi moștenim de la strămoșii noștri o fire pământească. Un păcat, Adam, atât. Însă noi trebuie să avem o zi când să ne fi întâlnit cu Iisus. Nu-i suficient să fii religios, nu-i suficient să mergi la biserică, nu-i suficient să fii un om cum se cade, nu-i suficient un om să fii un om care, eu știu, din când în când mai faci o faptă bună. Dumnezeu ne cere mult mai mult, să avem o relație personală cu El, să-L cunoaștem pe El, să fim interesați de El, să ne apropiem de El, să-L căutăm pe El, să avem părtășie în fiecare zi cu El, așa cum avea cu primii oameni, în răcoarea dimineții, îi căuta și stătea de vorbă. Vreau să vă spun că Saul din Tars a fost un om foarte religios. Spune Scriptura că după neprihănirea pe care o dă legea, el declara, sunt fără prihană. Era fariseu. Fariseu însemna cea mai îngustă partidă de pe atunci din Israel. Era tăiat împrejur, ținea legea, era din seminția lui Beniamin. Și cu toate acestea, atunci când Saul din Tars, de altă dată, se întâlnește cu Iisus, el recunoaște și scrie, chiar dacă după neprihănirea pe care o dă legea era fără prihană, totuși, e adevărat cuvântul care spune că Hristos a venit în lume pentru cei păcătoși, dintre care, cel din tâi, sunt eu. Așa s-a văzut Saul din Tars în prezența lui Iisus. Cel din tâi, dintre păcătoși. Iată ce a făcut această întâlnire a lui Saul din Tars cu Iisus. N-a fost suficient că el a învățat la picioare lui Gamaliel, n-a fost suficient că el era un fariseu, că el a ținut toată legea, că era un om religios, n-a fost suficient. El a trebuit să se întâlnească cu Iisus. Și atunci viața lui a fost schimbată. Dragii mei, poate v-aș surprinde să vă spun că și Iov a fost un astfel de om. Un om care l-a slujit pe Dumnezeu. Un om care a trăit în neprihănire. Un om care s-a temut de Dumnezeu. Un om care s-a abătut de la rău. Un om care făcea foarte multe fapte bune. Însă la un moment dat, după suferința lui, el se întâlnește cu Dumnezeu. Și știți ce spune eu? Doamne, eu doar am auzit despre Tine, dar acum Te-am și văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Sunt oameni care doar aud despre Dumnezeu. Și ei se gândesc că e suficient. Dacă mă duc la biserică și pastorul, preotul, eu știu, conducătorul îmi spun despre Dumnezeu. E suficient dacă citesc ceva și eu din Biblie despre Dumnezeu. Dacă știu ceva despre Dumnezeu. Nu e suficient, dragul meu. Tu trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu. Tu trebuie să te întâlnești cu Iisus. Cei care pot să mărturisească că Iisus e viu. Ei au avut o întâlnire cu Iisus. Ei l-au văzut într-un anume fel, l-au simțit. Ei au auzit chemarea lui Iisus. Și spune cartea Apocalipsa că Iisus el stă la ușă și bate. Dacă aude cineva glasul lui și deschide ușa, spune Iisus, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Este o chemare pe care Iisus o face și în această zi și în această dimineață. Iisus stă la ușă și bate. Dacă auzim, să-i deschidem, să nu amânăm. Corneliu a fost și el un om foarte religios. Măcar că era roman, măcar că ei aveau un panteon de idoli, aveau plin de altare în Roma și peste tot,
Și oriunde mergeau și orice făceau, ei trebuiau mai întâi să aducă jertfă. Lui Apollo, lui Jupiter, atâților ilor care îi aveau. Cu toate acestea, spune Fapte 10, că omul acesta, Corneliu, măcar că era un soldat, măcar că era roman, totuși era un om temător de Dumnezeu și cu cer. Și spune Scriptura încă ceva, că se ruga totdeauna lui Dumnezeu și făcea fapte de milostenie. Dumnezeu, la un moment dat, i s-a descoperit acestui om printr-un înger și a spus, Corneliu, rugăciunile tale au ajuns la Dumnezeu. Trimite acum la Iope și cheamă pe Petru, acela îți va spune ce trebuie să faci. Dar nu-i suficient să fii un om religios, să fii un om, eu știu, care să faci fapte bune, să te temi de Dumnezeu, să fii un om cu cer. Nu-i suficient atât? Nu. Trebuia Corneliu să audă de Iisus, să se întâlnească cu Dumnezeu. Trebuia Corneliu să accepte ceea ce Iisus avea pentru el. Și atunci când a auzit predica despre Iisus, a crezut și Dumnezeu l-a binecuvântat. Amin. Dragii mei, fiecare dintre noi trebuie să avem o zi când să ne fi întâlnit cu Iisus, când să ne fi întâlnit cu Dumnezeu. Nu-i suficient să ne naștem într-o familie de credincioși, pocăiți. Nu-i suficient să știm ceva despre Dumnezeu. Nu-i suficient dacă am fost botezați sau nu, noi trebuie să ne fi întâlnit cu Dumnezeu personal. Și apoi, mă apropii de încheiere, încă un lucru. Când pot să spun Hristos a înviat? Atunci când eu îl accept pe Iisus în viața mea, ca Domn și Dumnezeu. Aici spune Scriptura că Toma, văzându-l, auzindu-l, a zis, drept răspuns Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce înțeleg eu de aici, din afirmația pe care o spune Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu. Noi spunem, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. El este Cel care vindecă. El este Cel care botează cu Duhul Sfânt. El este Cel care mântuiește. El este acela care, la urmă, va judeca lumea aceasta. Și în toate acestea avem dreptate, așa este. Însă mare întrebare se pune aceasta. Este El Domnul meu? Este El Dumnezeul meu? Poate dacă ar fi fost unii acolo să-l audă pe Toma, l-ar fi corectat și ar fi spus, Toma, stai puțin, nu chiar așa. Eu înțeleg că să fie Domnul tău, Iisus, e bine, dar să fie și Dumnezeul tău? Și sunt unii care până în ziua de astăzi se gândesc, oare îi Iisus Dumnezeu sau nu? Și se scriu despre aceasta. Însă Biblia așa numește. El este Fiul lui Dumnezeu. O declarație care spune multe despre Domnul. De atunci înainte Domnul a zis, Doamne, eu de azi înainte vreau ca să fiu robul Tău. Asta înseamnă să pot să spui la Iisus Domnul meu și Dumnezeul meu. El oricum Iisus e Domn. Că Dumnezeu l-a înălțat mai presus de orice nume și i-a dat numele care e mai presus de orice nume, pentru ca orice genunchi să se plece din cer, de pe pământ și de sub pământ. Orice limbă să mărturisească spre slava Tatălui că Iisus Hristos este Domnul. El este Domnul. El este și Dumnezeu, pentru că e scris Domnul a zis Domnul meu. Șezi la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Dumnezeule, spunea David în psalm, Dumnezeul tău te-a uns un unde lemn de bucurie, mai presus decât pe tovarșii tăi, te slujbea. Ostașul care a fost acolo lângă cruce a recunoscut și a spus acesta era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Important este noi să ne întrebăm, El este Dumnezeul meu? El este Domnul meu? Noi avem o cântare care spune Iisuse al meu, prieten scump din zorii tinereții.
cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Psalmul 23 spune, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El este păstorul cel bun, El este Domnul, El este Mântuitorul, El este Salvatorul. Însă, o să spui astăzi, El, Iisus, este Domnul meu și Dumnezeul meu. Asta înseamnă că am avut o zi când ne-am predat Lui. Asta înseamnă că am avut o zi când ne-am pus la dispoziția Lui. Asta înseamnă că am avut o zi când L-am primit în inima noastră. Știți, mulți oameni ar vrea să primească pe Iisus în inima lor, în ființa lor, dar Iisus să fie pentru ei doar medic, se vindece, doar făcător de minuni, să mulțească pâinele, să facă una sau alta, să scape din una sau alta, dar să fie Domn, dar să fie stăpân, dar să fie Dumnezeu. Iisus nu se mulțumește cu doar o parte din inima noastră. El zice, Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Dacă îi dăruim doar 95%, nu-i suficient. Dacă îi dăruim doar 99%, nu-i suficient. Noi trebuie să-i dăm toată inima lui Iisus. Amin. Trebuie să-L acceptăm în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Dacă vom face așa, cu siguranță acest cuvânt se va potrivi. Domnul, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ferice este de noi, dacă noi credem, chiar dacă nu-L vedem. Credem pentru că spune Scriptura. Credem pentru că sunt atâția martori. Credem pentru că El a schimbat atâția oameni. Oameni care n-au putut să scape de o patimă, de un viciu, de un păcat. Oameni care au avut o problemă și orice au făcut, că au mers la medici, că au mers la altcineva, la psihologi, ei n-au putut să scape. Însă atunci când au venit la Iisus, Iisus i-a eliberat, Iisus i-a scăpat. Ferice de aceia care n-au văzut și au crezut. Aceia care s-au întâlnit cu Iisus, aceia care L-au primit pe Iisus, aceia care I-au deschis inima la Iisus. Ferice de aceia care L-au primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viața lor. Vine vremea când din nou Îl vom vedea, frați și surori. Pentru că a spus Scriptura, așa după cum s-a înălțat, așa va reveni. Este vremea de pe urmă. Vremea când toate ceea ce vedem în Scriptură se împlinesc. Măslinul a înfrunzit, semnele se împlinesc, tot ce a spus Mântuitorul în Matei 24, și El este foarte aproape, El este chiar la ușă. Să ne pregătim. Amin. Să fim acele fecioare înțelepte, ca să ieșim în întâmpinarea Lui. Eu nu știu cât timp vom mai avea, câtă libertate, câtă pace, câtă democrație, cât din acest timp în care vom putea să venim la casa Domnului să ne închinăm. Dar ferice va fi de noi dacă noi ne vom pregăti. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să putem să avem această zi când să-L vedem pe Iisus. Vreau să vă mai spun un ultim exemplu și apoi să închei despre o întâlnire a unui tânăr cu Iisus. Numele lui este Sergiu. El se găsea în București și fiind tânăr, a început să discute cu o fată. Însă, la un moment dat, această fată a venit și i-a spus, știi, tatăl meu a aflat despre faptul că a discuți cu mine. Și mi-a spus de azi înainte să nu mai discuți cu băiatul ăsta. Băiatul ăsta nu-i potrivit pentru tine, pentru că el nu are părinți, pentru că el a fost abandonat într-un orfelinat de mic. Pentru că el nu are un viitor, pentru că el nu are un sprijin, pentru că el nu are o carieră, nu-i cineva. Și această fată i-a spus, te rog de azi înainte să nu mă mai cauți, să nu insist, să mai discutăm, eu trebuie să ascult de tatăl meu, n-am ce face. Însă acest tânăr a luat o hotărâre drastică în viața lui, o hotărâre radicală și a zis, ce rost mai are să trăiesc? Dacă așa e viața,
dacă eu am fost abandonat de părinți, dacă nu sunt acceptat nici de fata asta, ce rost mai are să trăiesc? Și și-a pus el în gând să-și pună capăt zilelor. A mers pe lacul Herăstrău, acolo din București, a luat o barcă și a văslit undeva mai în lac și a spus, fac o rugăciune. Dacă există Dumnezeu, să vină Dumnezeu să vorbească, dacă nu, aici termin cu viața. S-a rugat câteva secunde și a spus, Doamne, dacă Tu cumva undeva existi, dacă Tu cumva mă auzi, fă ceva. Arată-mi că existi. Arată-mi că există viață veșnică. Că există împărăția Ta. Dacă nu, atunci totul este sfârșit pentru mine. S-a întins pentru puțin timp în barca lui și a spus, aștept câteva minute. Și apoi mă arunc în adânc. Însă în timp ce aștepta acolo, a auzit o bătaie în barca lui. S-a uitat de jur împrejur, era acum deja spre seară, noapte, n-a văzut nimic. Din nou s-a pus, din nou a auzit acele bătăi în barca lui. Ceva lovea barca lui. A prins o lumină și s-a uitat mai atent pe marginea bărcii, era o sticlă. Și-a luat acea sticlă. S-a uitat în ea și a văzut că este ceva înăuntru. A spart sticla și a luat acea hârtie care era înăuntru și a citit. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Era un verset din Amos 4:12 și pe verso era o adresă a unei biserici de acolo din București, Biserica Pentecostală Betel din Crângaș. Și era o adresă a unei surori bătrâne. A renunțat la acest gând al sinuciderii, a plecat spre casă și a doua zi a căutat acea adresă. A găsit-o pe acea soră și a întrebat-o, dumneata ai scris acest bilet? Dumneata ai pus acest bilet în sticla asta? Și i-a spus, da. De ce ai făcut lucrul ăsta? Și i-a spus, știi, eu am citit să mă arunc pâinea pe ape și după mult timp o voi regăsi. Eu nu sunt o predicatoare, eu nu sunt un evanghelist. Dar a spus, măcar atâta pot, să scriu un verset, să scriu câteva versete, să le pun în sticle, poate cineva le va găsi, poate la cineva îi va vorbi. Și acest băiat a fost îndrumat spre Biserica Betel, prin Crângaș, el a mers acolo, s-a întâlnit cu Iisus, s-a întâlnit cu Dumnezeu, a încheiat legământ cu Domnul în apa botezului și a fost mântuit. De ce să aștepți până într-un astfel de zi, un astfel de moment, când să fii bolnav și să spui, Doamne, dacă existi, lucrează, fă ceva, vindecă-mă. De ce să aștepți ziua morții, ziua când să stai în pragul veșniciei, să te rogi, Doamne, dacă mai este ceva, fă ceva pentru mine, lucrează, salvează-mă. Că astăzi, în atâta binecuvântare, pace, liniște. Când Dumnezeu îți vorbește într-un susur blând, când Dumnezeu îți vorbește cu bunătate, poți să-L accesi pe El, poți să-L primești pe El, poți să-L vezi pe El, poți să-L simți pe El, poți să primești bunătatea lui Dumnezeu în inima ta și în inima mea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragi și surori, dragi prieteni care sunteți împreună cu noi, nu este o poveste, nu este un mit, nu este o legendă, nu este nici chiar, sau nu este nici doar un salut, Hristos a înviat. Este o realitate. Este o minune al Dumnezeu. Este ceva demonstrat de Dumnezeu pe parcursul secolilor. Este mesajul pe care creștinii l-au avut de-a lungul vremurilor pentru toate generațiile. Iisus este viu. El trăiește. El este la dreapta Tatălui. El are toată puterea în cer și pe pământ. Dacă musulmanii merg la mormântul lui Mohamed, la Mecca, o dată pe an, în pelerinaj, dacă alții și alții vizitează fel și fel de locuri și-i scris, aici odihnește acel ce a fost cu tare, cu tare, cu tare, noi nu mai avem un astfel de mântuitor.
Avem un Mântuitor viu. Avem un Mântuitor care aude. Un Mântuitor care vede. Un Mântuitor care este cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Un Mântuitor care îi pasă de problemele noastre. Un Dumnezeu care intervine la cauzele noastre. Și orice problemă ai avea. Cheamă pe Iisus. Spune doar atât, Doamne, am auzit astăzi că existi. Aș vrea să verific. Aș vrea să văd. Aș vrea să te întâlnesc. Aș vrea să te cunosc. Sundar Singh a fost un apostol al credinței creștine. Însă, înainte de a deveni creștin, el, trăind în India, era ca cei indieni. Se închina la fel și fel de lucruri. El făcea parte dintr-o castă din această superioară, că acolo așa era spre caste. Și într-o zi când a auzit pe creștin că îi predică mesajul acesta al lui Iisus, că e înviat, a spus, ce minciună, ce neadevăr. Cum pot oamenii ăștia să spună așa ceva? Și într-o zi când a auzit un predicator predicând astfel, a mers la el și a luat Biblia. I-a trântit-o de pământ, i-a călcat-o cu picioare și a spus, eu nu cred în așa ceva. Însă mergând acasă, n-a mai avut liniște, n-a mai avut pace. Parcă ceva se întâmplase din ziua respectivă după ce el făcuse acest gest. A venit seara și a trebuit să doarmă. Și n-a putut să doarmă. N-avea liniște, n-avea odihnă. Și atunci s-a plecat pe genunchi și a spus, Doamne, dacă Tu cu adevărat existi, dacă Tu ești Fiul lui Dumnezeu, dacă Tu ai înviat din morți și Tu ești Cel care dai viață veșnică, și dacă eu astăzi am făcut un lucru rău, te rog să-mi vorbești și mie, te rog să-mi te arăți. Și dintr-o dată el a văzut o lumină în camera lui. O lumină care creștea și creștea și creștea. Și la un moment dat a auzit un glas. A spus, da, sunt Arsim. Eu sunt Iisus, am înviat. Omul acesta a crezut în Iisus, a devenit un creștin, a devenit un ucenic, a devenit un apostol, un lucrător al lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu nu ne interzice să-L punem la încercare. Noi putem să-L punem la încercare. Noi putem să-L chemăm, că spune în cartea prorocului Isaia, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Astăzi este vremea aceasta potrivită să-L chemăm, să ne rugăm Lui și El cu siguranță ne vine în ajutor. Te invit să faci lucrul acesta. Să-L chem pe Iisus, să-L pui la încercare pe Dumnezeu, să te rogi Lui și să vezi dacă El nu va interveni. Scriptura spune, dacă mă veți căuta din toată inima, eu mă voi lăsa găsit de voi. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu prezența Sa, cu protecția Sa, cu cuvântul Său și Dumnezeu să ne ajute să putem să rămânem credincioși. Amin. Ați ales pe reprezentat pe Domnul cu o cântare și în urmă ne vom apropia de rugăciunea de încheiere.
înainte de a avea o ultimă rugăciune, o rugăciune de mulțumire. Cred că cu toții putem să îl binecuvântăm pe Dumnezeu și să-i mulțumim pentru clipele pe care le-am putut petrece în locul acesta. Mulțumim lui Dumnezeu pentru îndemnurile de la rugăciune. Mulțumim lui Dumnezeu pentru rugăciunile ascultate. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tinerii aceștia care îl slujesc pe Dumnezeu și care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu lăudându-L pe El. Slăvit să fie Domnul! Amin! Vă bucur de mesajul Evangheliei și zicem ca slăvit să fie Domnul! Amin! Dumnezeu să ne binecuvânteze! Să credem, să căutăm să ne întâlnim cu Hristos și de asemenea să fim gata să ne punem sub autoritatea Domniei lui Hristos. Dumnezeu să facă lucrul acesta în viața noastră! Amin! De asemenea, aș vrea să mulțumesc fiecărui frate, soră care au fost aici, au venit în această zi în locul acesta, care într-un fel sau altul participat la această zi de evangelizare. Pentru toți cei care ați fost invitați, de prieteni, de cunoștințe, de neamuri, de care invitați ai casei Domnului, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă cerceteze, să vă asculte în continuare rugăciunile și să lucreze în viața dumneavoastră. Mulțumim Domnului pentru tinerii aceștia. Încă o dată, Domnul să-i întărească și să-i binecuvânteze. Amin. Mulțumim fratelui pastor Grigore Tudoran, care a acceptat să fie împreună cu noi. Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Înainte de a ne despărți, vreau să vă anunț că prin ajutorul lui Dumnezeu, prin dragostea și bunăvoința unei familii, avem posibilitatea ca după această părtășie pe care am avut-o în casa lui Dumnezeu, o părtășie spirituală, să avem și o părtășie împreună la o masă de dragoste, o masă pregătită de frați, de surori, de biserică, în numele Domnului Iisus Hristos. Sunteți invitați cu toții, Dumnezeu să vă binecuvânteze. După ce încheiem, așa cum am spus, coborăm jos această masă de dragoste. De asemenea, cu ajutorul lui Dumnezeu, de la ora 17, la ora 5 după masă, la ora 7 după masă, în cadrul bisericii din Boșa, va avea loc un timp de rugăciune și de vestire Evangheliei, la care eu cred că din nou sunteți invitați cu toții, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne ridicăm în picioare și așa cum am spus, vrem să încheiem părtășia din locul acesta cu rugăciune. Aș dori ca fratele pastor, Grigore Tudoran, să rostească această ultimă rugăciune, după care ne vom îndrepta spre subsolul copilului, va avea loc această masă de dragoste în numele Domnului Iisus. Amin. Părinte îndurat și bun, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim, o Doamne, pentru părtășia avută în această dimineață. Îți mulțumim, o Doamne, pentru posibilitatea oferită, pentru privilegiu, pentru har de a asculta din nou cuvântul Tău, pentru posibilitatea, o Doamne, de a ne închina, o Doamne, încă o dată înaintea Ta prin cântare, de a-ți mulțumi, o Doamne, pentru vremurile de har, pentru anul de îndurare care Tu mai lași peste România. Îți mulțumim, Iisuse, îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru că mai avem pace când alții au război, pentru că mai avem libertate când alții sunt în închisoare. Îți mulțumim că avem pâine, o Doamne, și-ți atâția flămânți. Îți mulțumim că avem o casă unde să ne odihnim. Îți mulțumim că ne porți în calul Tău de biruință. Doamne, în mod deosebit, îți mulțumim pentru prietenii care au fost cu noi. Binecuvântă-i Tu, o Doamne, răsplătește-i Tu. Te rugăm, o Doamne, Dumnezeul nostru lucrează prin Duhul Tău cel Sfânt. Cercetează cetatea aceasta, orașul Morșul, Doamne. Te rugăm, cercetează inimile oamenilor, o Doamne. Atinge-te prin cuvântul Tău, o Doamne, și prin Duhul Tău cel Sfânt. Mai fă-le o chemare, o Doamne, la Tine. Doamne, încredință în ființele noastre, în mâna Ta. Te rugăm să fii cu noi, să ne păzești, să ne ocrotești, să ne ajuți câte zile ne vei mai da, să putem să fim credincioși. Orice s-ar întâmpla și orice ar veni peste noi, să rămânem încredințați că Tu ești viu, o Doamne, că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ, că ești în controlul lucrurilor, că ești cu noi, că nu ne lași singur. Îți mulțumim, o Doamne, și Te rugăm, rămâi cu noi la părtășie.
Binecuvântă, o Doamne, bucatele, hrana pe care o vom servi. Binecuvântă pe cei, o Doamne, care le-au pregătit. Răsplătește-le Tu, Iisuse, și ajută-ne cu toți, o Doamne, împărtășie sfântă, să putem să ne arătăm mulțumitor, să putem să binecuvântăm numele Tău acum și în viață. Amin. Amin.